Din ședința 10. Cine este de acord? De acord cu remarca că am observat printre rânduri ca multe greșeli de ortografie. De ortografie, omisiuni de litere, s-ar putea să fie. Și s-a stricat mașina de scris. Eu chiar mi-am citit intervenția mea în mod special și practic n-am înțeles nimic din ce a vorbit acolo, că așa erau încurcate cuvintele. Nu, dar aici s-o înțeles. Încât vă rog frumos când le dați. Haideți că o mai iau o dată. A fost din scurt și în mare viteză. Încerca să le da. Împotriva abținerii avem ceva? Ar trebui să trec la abținere pentru toate linii. Bun, am zis că sunt pentru, numai să corectez. Da, le corectăm. Domnilor consilieri, să punem la vot ordinea de zi. Nu o citim. L-ați privit acasă, domnul. Da, așa se face. Că n-ați avut timp. Da, ce să citim. Să citim doar. Stimați consilieri, am fost invitați la ședința de azi, dar având ordinea de zi următoare. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de sprijin de domnul primar Ciroabă Gheorghe. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de asistență socială al Comunei Urgești de Zivacăra. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în 3 loturi imobilului având numărul cadastral 62445, situat în Comuna Urgești de Zivacăra, aflat în rezerva Comisiei Locale de Fond Judiciar. Despre asta nu știu. Excelența proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău Adică. Inițiator domnul Ciorapă Gheorghe. Și punctul 5. Proiect de hotărâre privind publicarea din oficiu a contractelor de achiziție publică și de concesiune, închiriere și sistemul primăriei Comunei Orcești de Zbacău. Inițiator domnul Claudiu Cristinean. Supunem la vot. Mă un pic, domnul președinte, voiam să pun o întrebare, domnule primar, cu punctul 3. O să-l întrebați, nici noi nu am înțeles, nici noi comisia. Am scris deja. Domnul primar, o întrebare, dacă se poate. Aici cu dezlipirea trăilor trenului, ce imobil este? Acum, vă chem pe domnul doamna inginer. Așa, ca să știm și votăm. Dacă vreți să băgăm primul pe ordinea de zi. Cum? Asta n-a fi o problemă. Supunem la vot ordine de zi. Abțineri împotrivă. Domnul primar, da. Ce cu punctul 3? Nu, ai zis că luăm o ordine de dumneavoastră hotărâți, nu eu. Da, bine. Mă rugăm să vă scriți la cuvânt pentru punctul numărul 1. Da, ați primit exponat de motive, e vorba de funcțiile publice din cadrul aparatul specializat al primăriei Horgeni. Avem un număr de funcții 17, funcții publice 17, număr de funcții publice ocupate la ora actuală 8, număr de funcții publice vacante 9, numărul maxim de publice care vor fi înființate nu avem, maxim de funcții supuse reorganizării nu avem, numărul de funcții care vor fi ocupate prin recrutare, dacă o să fie probleme, 9. Din cele 8 funcții ocupate la ora actuală, sunt 7 funcții de personal de execuție, iar o funcție este de personal de conducere, vorba de domnul secretar. Sunt funcțiile conform organigramei aprobate de dumneavoastră pe 28 iunie 2018. Nu sunt alte modificări. Nu. Deci asta vreau să sunt aceleași funcții care sunt. Nu am avut modificare. Dacă ar fi fost, am zis să venim cu organigramă în fața dumneavoastră. Știți? Cine aveți discutat supra acest? Mă rugăm să vă înscriți la cuvânt. Acum mai ales că se mai îndrăgesc, mă ducui, normal. Dacă nu se modifică, vă nu este nu e. Da, aviză comisiilor, trebuie să-l cerem domnul Părinte. Nu cade pe să-l cerem, comisia juridică aviz favorabil. Învățăm-o la fel.
vorbim. Domnul secretar, comisia de finanțe. Aveți la... Dacă cineva are dispus ceva, proiectul numărul 1. Dacă nu îl supunem la vot. Pare normal. Cine este de acord? Punctul 1. Împotriva abțineri? Unanimitate avem, da? 14 voturi. Domnul primar, da. Ne explicați și nouă punctul 2. Din... Da, proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciul Public de Asistență Socială al Comunii Vârjeziu de Bacău. Așa cum am mai vorbit și în cenezele anterioare, ne dorim ca la nivelul UAT-ului să înființăm un serviciu public de asistență socială ca și compartiment funcțional în cazul aparatului. La ora actuală noi avem compartiment de asistență socială, înființăm acest serviciu în Marea Zbătână pentru accesarea unor proiecte privind asistență socială. Atâta timp cât nu avem un serviciu, nu putem să accesăm prin compartimentul nostru proiecte privind pe linie socială. Aici v-am mai explicat de data trecută, referitor la domiciliu, referitor adecvate copiilor stări, persoane vârstnice, copii cu dezabilități, dar practic avem și noi să dăm în colaborarea, cum am aprobat în colaborarea cu UNICEF-ul, dar avem și să avem propriul nostru serviciu în vederea sustenabilității acestui proiect, în cazul în care peste 3 ani vom UNICEF-ul nu va continua cu un alt proiect la nivelul Comunii Vârjești, noi să încetim să avem un serviciu social pe care să putem demara aceste servicii de cinesătători cu problemele destul de multe sociale de la nivelul Comunii Vârjești. Avem în vedere, dacă există posibilitatea, și aici discutam și în ședința de luna trecută de reabilitarea foștii școli de 1-4 de la Forgești pentru înființarea unui centru social cu adăpostă de urgență pe timp de iarnă. Ne gândim dacă o să fie posibilitatea și acordarea și achiziționarea unei ambulanțe în, nu neapărat sanitară, cât și socială și toate aceste lucruri. La ora actuală noi avem un singur spațiu pentru persoanele cu probleme, cel de la camera oficială, care este eu deocamdată nu este de ajuns pentru ceea ce ar trebui să acordăm din punct de vedere social. Am atât ar fi principalele. Vă rugăm să vă scrieți la cuvânt, domnule consilier. Comisia juridică a vis favorabil și fiecare consilier își prezintă punctul de vedere în cadrul ședinței. Ce vreau să spun? Favorabil. Da. Noi s-au considerat că e necesar serviciul ăsta și a adus favorabil. Se știe, primul pas am făcut procedura trecută, când am votat cadrul legislativ din înființarea serviciului. Și e legat unul de altul. Domnul Dămoc. Vreau să întreb, mai spus domnul secretar, noi avem aprobat o strategie locală și un plan anual de acțiune? Deja L-ați aprobat în ședința trecută, planul actual. Și strategia locală? Strategia se face la 5 ani, există două strategii, cea pe un an de zile aprobată și unul trecută și am înțeles că este strategie la 5 ani de zile care se face. Cred că mai multe detalii putea să vă dea domnul Arvinte, dar nu putem să
Nu, pentru că în articolul 6, litera B, zice, prevede că noi, în termen de 15 zile de la data aprobării acestui proiect, trebuie să transmitem mai departe către... Pentru acreditarea pentru serviciul județean de asistență socială. Spuneți că trebuie să existe deja, dacă trebuie să le trimite mai departe. Eu știu că a fost făcut documentația de domnul Alvin, de inclusiv pentru acreditare. Așa cum a zis și cadrul comisiei, noi, din punctul de vedere al asistenței sociale, suntem o comună cu probleme, consider eu. Avem nenumărate cazuri de probleme. Bătrâni singuri, persoane cu handicap, persoane în risc de sărăcie, abandon școlar, mame foarte tineri. Deci aici chiar e de muncă în sectorul ăsta și sperăm să se facă treabă, să nu rămână totul doar la nivel de hârtie. Va trebui oricum să cerem cu hârtie, da, ca să putem să facem. Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu mai e nimic de spus, se pun punctul 2 preaprobat. Cine e de acord? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 3 și înainte ca să discutăm de el, explicit domnul primar, despre ce-i vorba. Până să vină doamna ingineră, am invitat-o în ședință, despre ce-i vorba este... de o suprafață de teren pe care este în parte, nu, situat în punctul Călăcuța, nu doamna, mai bine pe doamna, tehnicul contează. Tehnicul nu este să fac. Știți, am apucat să facem un cadastru sistematic, iar rezervele de teren care rămân din neeliberarea titlurilor de proprietate, care se atribuie ulterior, pentru atribuirea numărului cadastral, în cazul în care terenul respectiv, rezerva, se împarte în mai mult de două loturi, trebuie făcut proiect de hotărâre pentru dezlipire și atribuire proprietarilor. Avem adresă de la Oficiul de Cadastru privind procedura de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciare a imobililor aferente titlurilor de proprietate, în care se specifică că trebuie emisă hotărâre de Consiliul Local. Documentația va fi însoțită de hotărârea Consiliului Local, în care se va indica scopul pentru care a fost emisă, respectiv pentru a fundamenta operațiunea tehnică de dezlipire, cum și copiile procesului verbal de punere în posesie. Terenul respectiv din gardul Vii, în suprafață de 2 hectare și 1 hectar și 5 ani, în cazul nostru se împarte în 3 imobili, una de 1000 de metri pătrați, una de 3300 și una de 6225. Se dau cui, se dau chestii. Cetățenilor. Ăsta de 6225 rămâne în continuare în rezerva comisiei locale. Numai 1000 și 3300 sunt doi proprietari. E teren dat în concesiune sau? Nu. E rezerva. Deci eu am înțeles că anul cel următor, astea sunt niște reglementări mai noi acum. Da, e venit sistemul ăsta cadastrat. Eu am înțeles în felul următor. Toată rezerva comunei, cât mai e marea care este întabulat, exact în cadastru sistematic, numai despre aia vorbim. Dar și următoarea care va fi întabulată. Absolut, da. Pe și rezerva. Pe parcurs. Pe alea 200 de hectare care erau. Acum, din rezerva asta, în momentul în care într-un teren care s-a făcut cadastru sistematic, trebuie rezolvat o cerere care a rămas încă de soluționat, de atribuit unei persoane, să deslipește câte o bucățică din rezerva asta și să rezolvă cele respectivă. Da. În cazul în care se deslipește în două imobile, nu mai este nevoie. Da. Numai de la trei imobile. Confuzia care s-a făcut la noi, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost expunerea de motive, că dumneavoastră în expunerea de motive, sunt acolo și faceți atâta discuții numai despre domeniul public. El este de un public și așa mai departe. Și aici trebuia să, cred că trebuia să vorbiți din rezerva primării, din rezerva comisiei locale.
Deci numai de rezervă. Că vom mai avea și acolo, foarte bine să dau domnul Tăpescu, că e vorba de 33, că e vorba de 64, că e vorba de 10 ani, ca 1000 de metri pasat, mie asta se duce lui Vasilescu. Da, da. Așa trebuia menționat ca să... De aici încolo, că probabil o să mai fie. Asta e prima care... Da. Da. Și probabil vor mai fi asemenea situații. Da. Probabil vor mai fi asemenea situații și din cauza. Eu nu știu, Cine mai ia cuvântul? Aș vrea și eu să vă pun o întrebare, să înțeleg că 10 ani pătrați, 33 de ani pătrați, 33 de ani, 10 ani și 33 de ani sunt date la două persoane fizice, nu? Da. Care, de fapt, ei au teren... Hotărârea Comisiei Județene, da, de aprobarea terenului. Dar nu au terenul. Ba da, au terenul, că nu putea să dea Comisia Județeană aprobare dacă nu aveau terenul. Deci au terenul, dar unde l-au, de fapt? Unde l-au avut inițial, ca moștenitori? Întrebarea asta vreau să vă pun. Acum nu l-au mai avut, acum nu l-au avut, partea în rezervă. Și, de fapt, cine sunt cele două persoane? Valin Demestefan și Ștopște Vasile. Și să înțelegem că ăștia 62 de ani... Rămâne în continuare în rezerva comisiei. Rămâne în continuare în rezerva primăriei, nu? Da. Da. Comisiei locale. Rezerva comisiei locale, da. Da, mulțumesc. Atâtul pot. Dacă mai dorești cineva să ia. N-am auzit la vizele comisiilor de învățământ și de buget finanță pentru... Ei, acum, cu lămurile astea, sunt favorabil. Dacă nu mai e cine să mai ia cuvântul, supunem punctul 3 la aprobare. Cine este de acord? Împotriva, abține. Trecem la punctul 4. Domnul primar, explicați-nouă care e problema cu punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la Asociația de Bacău, Asociația de Bacău. În adresa ați primit expunerea de motive. Dumnealor au mai multe tarife, noi deocamdată intrăm la comunii fără investiții în infrastructura de apă de canalizare. Cotizația comunii noastre este de 100 de lei. Nu, tot la fel. La fel, m-am trebuit aprobat anual. Are cineva de vorbit, discuți ceva asupra acestui proiect? Comisia Juridică a Distrului. Celelalte comisii? Favorabil. Favorabil. Păi, n-am discutat. Dacă spune domnul, haideți, zic favorabil. Are ce era? Nu, fără niciun... Cine aveți de discutat? Cinele, nu? Domnul Dumoc, aveți cuvânt. O singură... pentru localitățile care au apă și canalizare, cât este taxa, domnul primar? E vorba de 1000 de lei. 1000 de lei. Da. Cred că am văzut pe ședință unde comunitate unde avea proiectul în derulare, deci se executau lucrările, cred că am văzut că ei plăteau deja 1000 de lei. Noi știm că noi avem termenul anul viitor, să terminăm proiectul de apă canal. Noi când intrăm la 1000 de lei? Când ne apucăm de lucrare. Nu când se finalizează. Când întrebare de fapt este când ne apucăm de lucrare. Asta era altă întrebare. Da.
O să vă răspund, sigur, eu sper. Să ai pierdut curajul. Dar fi nu, știi ce, sunt pierdut curajul, domnul... Nu, vorbeam cu domnul... Da, să nu la ora actuală, este trat cu proiectare, verificare, astea să scoatem pentru licitație, pentru execuții. În situația asta suntem acum. De ce merge așa ca mail cu domnul? N-aș putea să vă răspund eu. Pentru faptul că de atâtea, am spus și data trecută, hățișul autorizațiilor și avizelor și avizărașilor și toate... Păi iasă din... Dragne, a fost. Păi e un pic și iasă din plan. Noi sperăm că nu, o să spărătăm. Iasă din plan, domnul președinte. Bun, cine are discutat asupra punctului 4? Supunem spre aprobare. Cine e de acolo? Împotrivă. Cine? Trecem la punctul 5 și îl rugăm pe domnul Cristinel, că îl văd pe el inițiatorul proiectului, să ne explice și nou mai de amănuntul. Nu înțeles tot cu ce vorbim. Expunere de motive. Proiectul de hotărâre prevede publicarea din oficiu a contractelor de achiziție publică și de concesiune în închiriere pe site-ul primăriei pe Comunei Potrieșul de Sumatru. De fapt, este un proiect care revine pe ordinea de zi. Am fost odată supus votului când a fost respins. Atunci s-a motivat faptul că legea prevede ca ele să fie din oficiu publicate pe site-ul primăriei. Atunci mi s-a spus că se va schimba ceva în acest sens și că ele vor fi publicate. Au trecut 3 luni, cred, de atunci. Nu s-a schimbat nimic în acest sens și din acest motiv am hotărât să revin cu acest punct de ordine de zi. De data aceasta sper cu mai mult succes, mai ales în perspectiva în care se pare că cetățenii chiar își doresc transparență și rezultatul votului de duminică cred că arată acest lucru. Așa că, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Comisii. Fiecare consilier își pune punctul de vedere în cadru. La fel, așa. Nu, la noi am dat avizul favorabil. Și chiar dacă el nu știu să-mi dă lui, am să iau și cuvânt pe cadru de împartele. Vă rugăm frumos să vă scriți la cuvânt. Cine vreau să ia cuvânt? Întrebarea care am pus-o și vă repet. Iglesia 504 statului în care facem atâta caz cu 2013, 2013 de transparență decizională care este motivat, n-a nicio legătură cu proiectul aia cu totul și cu totul altceva. Legea 544 spune acolo, autoritățile administrației la un articol, chiar la început, sunt obligate să prezinte o listă supusă spre aprobare a documentelor care urmează să fie publicate din oficiu. Printre care puteau să fie și contractele. N-am înțeles dacă tot facem și asta, am spus-o și domnul consilier de loc, inițiatorul, de ce nu facem o dată pentru studiul? Doamne, toate tare documentul, compunerile 544, 1, 2, 3, 4, 5, 7, astea sunt care urmează să fie publicate din oficiu. Ne mai gândim pe o lună că mai vine altceva, că s-au publicat salariile, se publică și ultimele cheltuială pentru chipurile care se achiziționează și când se plătește nu știu ce, 100 de lei. Nu erau proiectul de hotărâre și nici pe departe nu mă opun lui, dar nu mai merge pe fracțiune și vă pe domnul primar să ia legea 544 în serie state la publicat, să vadă acolo că este un articol, nu știu, cât chiar că la început, unde spune, să stabilească lista cu documentele care trebuie publicate de oficiu. Pentru că publicăm contractul, se publică contractul și spunem la articolul 3, sunt data încheierii contractului, durata contractului și actele adiționale, valoarea contractului, obiectul contractului și actele adiționale. Noi oameni, ori am aprobat studii de fezabilitate pentru pod. Podul costă 2 milioane, sau 3 milioane, nu știu cât suma care s-a aprobat acum la ședința anterioară. Urmează să facă licitația, să încheie contractul. Contractul oricum va fi, probabil că licitația se face conform legii 98-2016, care nu prevede acolo că se publice contractul pe site sau mai știu eu cum. Pentru că asta este transparență totală, se face prin licitații publice.
contractul va fi până în suma respectivă, bănuiesc, va câștiga el care va veni cu o sumă mai mică, nu mai mare decât îi scot la licitație. Și contractul ăla, până să fie publicat tot contractul care este încheiat, din cât înțeleg eu, care nu cuprinde numai cele patru puncte, data încheierii, durata, valoarea și obiectul. Sunt și niște condiții, niște clauze în contractul respectiv, bănesc. Actele adiționale care se vor adopta, se vor încheia mai vor apărea. Alea sunt aprobate tot de Consiliul Local și alea sunt publice. Deci, într-un fel sau altul, toate se fac publicate, de decât se publică hotărârile Consiliului Local prin care se aprobă. Și mai mult decât atâta, ANRMAP, din cât știu eu, este autoritatea care verifică legalitatea încheierii tuturor contractelor. De, chiar dacă sunt prin încredințare directă sau prin... am avut cazul de până când ANRMAP chiar a sancționat autoritatea pentru că nu s-au respectat proceduri și așa mai departe. Deci, asta ar fi problema. Domnul Grețu. Deci, antivorbitorul meu, cred că a spus cam 80% din ce vreau să spun și eu. Și mă surprinde că se insistă, nu m-am împit dacă mă lăsați să-mi spun, să-mi expun punctul de vedere. Și mă surprinde că să vine cu aceste proiecte și nu să vine cu altfel de chestii care putem noi să, ca virgulă, consilieri să le folosim. Dacă citim undeva la sancțiune acolo, ne publicarea acestor chestii pe site și alte obligații care le are primăria, neapărat primarul, se sancționează de către prefectură. Deci organele direct răspunzătoare de ceea ce se face în primărie. Deci, eu inițial nu sunt de acord, exact cum spunea și domnul Pitică Costică, să luăm pe fracțiuni. Haideți să venim o dată de două ori în fața primarului, să depunem hârtii scrise, pentru că eu vă spun sincer, am lucrat cu așa ceva cu fostul primar și chiar l-am supărat urâtor. Atât de urât încât nu mai spun mai departe. A făcut omul vizite pe la Paris, pe unde mai fost. Eu am încercat să spun că nu a fost legal ce a făcut el. Am depus la prefectură, în calitate de consilier, împreună cu toți membrii PNL, niște acțiuni și s-a văzut rezultatele. Deci haideți să încercăm să, exact cum spunea și domnul secretar, să mergem cu tot grupul ăsta de expunere care ar trebui să facă transparența de care este necesară. Da, domnule, fostul primar, nu știu ce. El n-a fost primar de drept. Nu. A fost interimar. Adică să-i distingem în fiecare parte. Și nu a fost interimar. Domnul Dancă. Și cu el. Nu cu el am avut discuții. Am zis fostul primar. Fostul primar. Deci am expunat. Adică, vă rog frumos, aveam eu cuvântul, da? Lăsați-mă să termin. Deci, în concluzie, sunt de acord că se vrea. Și e foarte bine că se vrea. Dar haideți să fim un pic mai tranșați. Trebuie să poată. Să luăm tot grupul. Se poate. Ei, ar să poată până la urmă. Că, na, asta e. Domnul Demo. Mulțumesc că m-ați ascultat. Aveți cuvântul, domnul Demo. Domnul Nitică și Crânțu, dacă vi se pare că e fracționat, nu vă oprește nimeni, să veniți cu amendamente, cu adăugiri la acest proiect, cu ce mai vreți să fie adăugat. Legea 644 nu prevede... Prevede doar ce obligație are instituția să dea răspuns unei persoane care face o cerere. Dar, de exemplu, legea nu prevede... Am spus adrese către prefectură, n-am spus către primar. Dacă n-ai înțeles, rămâne să dea spunzurile. Dați-mi voie să vă răspund și vorbiți politic, vă spun. Are cuvântul domnul... De exemplu, legea prevede și eu am mai solicitat acest lucru, ca planul urbanistic general să fie publicat. Și am mai spus acest lucru. Vreți, punem aliniat la amendament ca și planul urbanistic general să fie publicat pe site conform legii. Ei, ar fi foarte, foarte bine și util dacă veniți cu sugestia asta. Putem să facem și acest lucru.
Referitor la, la contracte, v-am zis, hai să nu mai luăm individual fiecare unde are interes, că știm unde bate domnul prințul. Transparență înseamnă per total, generalizat. Chiar nu văd de, de ce ne-am pune la, la acest proiect și eu sper să fie... Vreau dacă este dat o lege aici și oricând poți să ataci mai sus, ce rost stare să fie aici cu, cu proiect de hotărâre, doamne? Chiar n-ai înțeles ce am spus. Păstrați un ton, vă rog. Dar l-am păstrat cât s-a putut. Mai citești și tu un pic juridic, copii de la alții și vine aici și nu-i bat la cap. Dom'le, vorbi, lasă să vorbească. Dacă mai e cineva să vorbească asupra... Deci numai o mică, nu, cum se cheamă, drept la replică sau mai scrie și... Ce documentele care trebuie publicate din oficiu, deci nu lege 544, prevede cum obligate de îndară. Dar n-a răspuns mie, ca cetățean, nu fac scris, el obligată sunt ei. Dar documentele care se publică din oficiu se stabilesc de către autoritatea publică locală printr-un hotărâre și proiectul îl așteptăm din partea primarului, zic eu că este cu tot personalul de aici, să stabilească, deci vom publica din oficiu, dar nu numai neapărat contractul și nu știu termen că se facă lucrul ăsta. Nu trebuie să dacă dăm un termen, ar fi mai bine, poate așa nu mai vine un alt consilier, să mai vine cu un alt termen. Dacă nu respectă, că poate nu vrea să respecte, ce atât, asta e problema. Domnule, n-am înțeles eu, deci n-avea dreptul să facă proiectul. Poate, da, domnule, n-am dreptul. Problema este că le avem o dată clarificate, domnule, astea trebuie publicate din oficiu, nu trebuie să ne mai gândim. Și dacă mai vreau și alte informații, legea 544 dă ca persoană individuală, ca persoană publică, persoană fizică să fac scris, domnule, vreau despre cutare. În cazul ăsta îi dăm sarcină domnului secretar, ca până noi putem da sarcină. Noi putem da sarcină, nu sarcină, îi dăm un sfat. Fără termen. Noi putem da sarcină, domnul. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți noi că aveți experiență, dar lăsați vă spune să-mi spun punctul de. Noi putem da sarcină secretarului. Secretarul este secretarul Consiliului Local, este secretarul Comunii. Și el îi subordona primarului. Noi tot le-am amestecăm acum. Problema este că bănuiesc că înțeleg, poftim. Trebuie să asigure respectarea legii în administrația publică locală. Și aici este de discutat, dar n-are rost. Acum, dacă vreți să-mi faci clar, te îndesca. Probabil că nu o să răspunde secretarul toate încălcările de legi care se fac. Așa se credea cândva. Secretarul răspunde. Secretarul răspunde documentul care trec pe mâna lui. Scurt și cuprinzător. Și el dă aviz de legalitate. Nu asigură respectarea legii. Nu că nu-i bun proiectul de hotărâre, sau că nu știu ce. Păi concesiunile toate ce am concesionat s-a aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Eu mai degrabă aș vine aici și aș ruga administrația publică locală prin primar să vină să informeze Consiliul Local cum se încasează contractele, contravaloarea contractelor de concesiune. Doamne, avem 400 și ceva de hectare de pășuni, câți bani se încasează pe an, cine nu plătește pășuni, dacă sunt oameni de ăștia. Asta m-ar interesa pe mine. Cât de alea sunt 10 ani de zile, ce eu acum să le rea public, să le fac, să vinem. Dar nu e nicio problemă, să facem și treaba asta, ca să fim în rând cu cei, că altfel, mai ales în urma alegerilor de cei, noi plecăm din Europa Comună, Horgeș, dacă nu facem exact așa cum se spune. Bineînțeles, o parte rămâne în Europa, care cu aia le trebuie să scoatem din Europa. Asta merităm, ce nu este așa? Dacă mai are cineva nu le putem de discutat, ceva privat, să se ce se înțelege după discuția asta? Să respingi proiectul ăsta? Supunem spre aprobare, punctul 5. Cine e de acord? Pentru. Eu sunt pentru și vă spun și de ce. Să facem și lucrul ăsta, domnule. Și avea, e ceva de ascuns. Dar fără termen. Pentru. Fără termen, cum vrea domnul. Haideți să ca să putem să ne numărăm, ca să nu arătăm după aceea. Pentru. Ce vreți cum? Eu nu voi zborbi. Asta pe bun. Domnul Dan, nu știu. Băi, ca să nu facem mai un votul nominal, trebuie să schimbăm atunci votul votare. Da, mă scuzați, dumneavoastră, ați ridicat, așa este. Am luat una, două, domnul Constantin Mică. Pentru, domnule, mi-am spus. 4, 5, 6, 7 voturi. Haideți să vedem. Împotrivă. Cine lipsește? Domnul Dumnezeu. Nu, 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 nu,
Ce se întâmplă să veniți dumneavoastră, domnul primar. De asemenea, ce ne-am urmărit așa? Și eu sunt în urmărit. Toată problema asta, picat, suntem venit. Așa, bine, domnul Marfil. Păi, nu. El nu explică mai bine motivii. Să nimeni, dar cu gazia, să venit la următoare. Se completează și diferența și îl aprobăm cu... În vânia asta am și votat Petru ca să observați că vă revin o să înainte să trecem la interpelări, pentru luna viitoare să vă alegeți un președinte. Alegi! Nu ne-ați spus ce se întâmplă cu proiectul ăsta. Deci este... Domnul primar vine cu mâna. Așa, și ăsta este căzut. Nu-i căzut, ei! Este căzut, pe de asta. Nu-i căzut. Bine, ce se întâmplă? 50-50. E 50-50. Cum e căzut? Cine o spune căzut? Iti, gata, dacă nu-i... Și cine v-ați adus omul? Acum spune să te ajubiți, egalitate, știți ce înseamnă? Așa, nu mă știu. Egalitate, e locul. Iti, 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 iti. Deci, alegem un președinte de ședință pentru luna viitoare. Sau tot, dar avem întrebări și interpelări. Dar după asta trecem mai interpelări. Nu să știe când nu mai ești. Să uite pe urmă, domnule. Dar ce te grăbdești așa? Cum mai ai un pum la ordine? Înainte de a alege președinte și înainte de a începi punctul... Dau-te de urmă, dau-te de urmă. Nu, doi au venit. Nu, doi au venit. Ai terminat, bora, gata, altul. Înainte de a trece la interpelări, când ați trăit, am în față o situație făcută cu firma cu care am contactat-o pentru a ne face RNS-ul. Denumirea străzilor și noi ne-am gândit la anumite denumiri. A fost destul de complicat. Inițial mi s-a părut simplu și după aia nu chiar atât de simplu, pentru că din sugestia celor cu care lucrăm, au zis că nu trebuie să regăsească același număr de stradă în alt, deci nu, decât într-o singură localitate a unei comuni, deci nu poate să fie strada bisericii, de exemplu, același nume. Deci strada bisericii să nu fie în Șuhorge și Gagătău și Sohodor. Ca să nu se confunde, da. Eu am să cerut și am mai discutat. Da. Un pic, nu e necesar un proiect de... Nu, ba da, dar un pic. Ba da, este necesar. De ce vă grăbiți, domnul Chiesa? Așa v-ați grăbit și luni dimineață. Între timp să gândim și noi. Așa v-ați grăbit și luni dimineață. Poate schimbăm un nume undeva acolo. Așa. Așa v-ați grăbit și luni dimineață. Așa. Bună dimineață. Așa. Haideți să vă explic dacă îmi dați voie. La... Bravo, dacă nu știți ce ați făcut luni dimineață, zic la... Alta am cerut de cu aurul, dar nici numele nu-și mai au loc în primul rând. Am zăbit, da. Așa. Așa e omul. Nu era momentul de mult. Am vrut să fac o glumă. Așa. Ideea este pe următor. Eu nu spun... Râde, mă, râde, că nu-i de râs. Ascultați un pic. Nu pe iată nu mai vine din loc. Nu vă interesează chestia asta? Dacă nu vă interesează, nu vă interesează. Haideți să-i treabă serioasă. Eu zic că este spus, dacă vă interesează, dacă nu vă interesează. Deci, atenție, dacă îmi dați voi. Deci noi am venit, da, domnul Mirea, dacă îmi dați voi. Noi am venit cu o anumită denumire, o propunere, se numește, din partea conducerii primăriei. Am găsit noi propuneri pentru strada Favului, am luat toți copacii, am luat toate florile, am luat toate, tot ce am crezut numai de cuvinte. Acum, problema. Cu, avem și, de exemplu, și am dat strada principală a drumul județean de la strada Recea, vă dau un exemplu, este strada Paul Angel. Deci am găsit stradul Gheorghe Trofin, deci am găsit și preot Valeriu și în fine, în chestii genul ăsta. Ne-am gândit la toate personalitățile care sunt marcante din comună. Eu... Întrebarea mea este, noi trebuie să trimitem chestia asta la prefectură. O propunerea noastră crește denumire la prefectură. Să avem aviz de principiu și apoi să venim să hotărâm. Până a trimite la prefectură, vă invit astăzi, mâine, cel târziu luni, să stabilim de comun acord, dacă vreți pe sate, dacă vreți în comun, să discutăm asupra denumirilor. Să nu trimitem, nu zicem, bă, gata, o stabilit primarul și viceprimarul și cei de primărie numele strada Florilor, eu nu vreau să cheamă strada respectivă strada Florilor.
și să ajungem la un consens de comun acord. Că nici dacă stăm toată, eu vă spun la Parava, la Parava s-au adunat de a treia oară când s-au adunat și n-au găsit încă numitor comun, să cearcă de la stres. N-au ajuns la un consens. N-au un consens. Domn primar, nu era bună o consultată publică. Să încercăm noi, acum minuta încercăm să... Dar nu știu ce ne grăbim. Și aici trebuie să ne grăbim. Dar nu ne grăbim. Pune niște nume de stradă. Da, nu. O singură problemă. Eu asta v-am deja la comisia de aprobare a denumirii, vă faceți cum se cheamă, la prefectură, se trimit numai propuneri pentru atribuirea unor stări de nume de personalități. Și nu, și dacă îi spui drumul bisericii, nu ai nevoie de avizul... Nu. Noi așa ni s-o spus, așa nu. Nu, nu știu, dar... Înțeles că se face o lucrare. Da, se face lucrarea și... Da, o avem aici, nu, dar... La comisia pentru denumiri din cauza Consiliului Județean. Da, acolo se trimite. S-a spus așa, doar pentru personalitățile în viață se trimite... Acordul dumnealor. De exemplu, dacă vrem să dăm pradă la plătică mitică, trebuie să facem acordul noastră dacă vreți să folosim numele dumneavoastră. La decedați se face un cumemor. Și pentru fiecare se spune câte ceva. De ce se propune? Bun. Hai să verificăm acordul moștenitorilor. Nu, nu am zis că la decedat, să spunem de ce a fi și motivat. A zis în ce chiar într-o ședință de asta exact. Cum vrei, nu neapărat ședință, o ședință de lucru v-ați invitat. V-ați invitat la o ședință de lucru. Dacă vă interesează, facem copii după ceea ce am... Dumneavoastră ați făcut propunerea asta, tabelul ăsta, sau proiectul de hotărâre cu tabelul, anexul compun, care propune denumirea străzii pe fiecare sat, ce numere îmi pare, îi trimiteți, luați avizul de la comisia de la prefectură. Păi nu știu dacă se mai poate după aia modifica. Asta vreau să vă explic. Ce mai bine să ne asta vreau să vă explic. Nu te-am văzut de unde vin, vreau să consulti pe poate. La fel și. Da, rezultate. Dacă vă interesați, deci la sfârșit punem la dispoziție pe sate, dacă vreți vă interesați un anumit sat, vă dăm satul respectiv. Ați înțeles? Domnul președinte? Da. Asta ar fi. Mulțumesc. Eu am depus de acum două luni la Secretariat un proiect de hotărâre care prevedea tocmai întocmirea unor comisii în vederea întocmirii nomenclatorului stradal. Am avut o discuție și eu înțelesesem că va dura foarte mult procedura prin care firma respectivă va face și va înregistra toate străzile existente în comună, la modul că le identifică. După care noi ne venim cu acel proiect de hotărâre, întocmai facem acele comisii din care se facă parte un consilier local, un preot din sat, un cadru didactic sau persoane, oameni reprezentativi, după care să punem proiectul acela, ar urma să fie depus în dezbatere publică cu toți cetățenii. Până la urmă că nu stabilește Dămoc sau Budnar sau numele străzii, ci trebuie ca toată lumea să fie de acord. Bine, va fi greu, poate chiar sună, poate unul, nu știu, cineva are o preferință, vrea să stea pe strada Florilor. Dar trebuie să ajungem la un consens, adică să, ca și oamenii să fie implicați, că până la urmă fiecare va purta pe buletin acel nume de stradă. Că nu putem să decidem noi într-o ne-am adunat luni. Știați, și nu mi se pare ok modul ăsta de lucru. Că noi trimitem la prefectură și după aceea, adică noi venim și numai noi când aprobăm proiectul de hotărâre, când ne vine deja de la prefectură, aici nu înțeleg. Nu întâi aprobăm noi în Consiliul Local un proiect în ședință de Consiliu și după aia trimitem la prefectură? Pentru a... Avizul este obligatoriu. A, deci trimitem pentru ce? Avizul Comisiei privind denumire este obligatoriu a fi solicitat anterior. Este obligatoriu a fi solicitat anterior proiectul de hotărâre. Legea spune așa, proiectul de hotărâre fără existența avizului este nul de drept. Da, proiectul de hotărâre cu existența avizului chiar negativ este valabil. Deci avizul este consultativ, dar ești obligat să-l solicit. În cazul ăsta eu nu înțeleg de ce nu ați vrut să îi trecem proiectul meu pe ordinea de zi. Nu vă uitați să spre mine, că nu... Eu nu v-am spus, m-ați întrebat, am spus, este prerogativa dumneavoastră. Din discuție s-a înțeles altceva, din acest motiv. Dar rămân la ideea pe care a zis-o și domnul Tufescu și domnul Crețu, cetățenii trebuie consultați. Deci aici chiar trebuie pus în dezbatere publică proiectul ăsta de hotărâre. Și discuția. La municipiul Bacău consultă cetățenii când dă denumirea unei străzi? Nu, îți dați de o viață denumirea. Și alea voi, dar nu dați străzi voi, nu. Apare că pe una o dată la 10 ani, aia e... Când o pus strada Călugărenă... Și ce ne oprește? Să punem în dezbatere publică? După finalizarea dezbaterii să trimitem către comisia de denumiri. Da, ar fi cum să ne dezbatere publică? Nu se poate așa pentru a să... Baba 2 chiar vine cu...
V-a spus, la Parava, de trei ori, Consiliul Local n-au ajuns la consultație. Dacă nu spune deci, cineva, ce trebuie să ne trimite? Nu, nu-i pui Babi sau? Nu, Babi... Da, nu votează din zona respectivă, toți sunt... Denumirea care vrea pe sate, denumirea, merge în rândul cetățenilor, propunerea primarului este ca să dăm numele cu tare, voi ce zici, doamne, să zic că mai nu sunt primarul. Ce pui acolo în motivul? Care este? Sunteți sigur că așa e, nu ai voie să pui zonul strada bisericii în fiecare sat? Așa am zis-o, eu așa am zis-o. Eu cred că aici poți să pui strada bisericii catolice. Strada bisericii catolice. Da, bisericii catolice, da, dar nu strada bisericii. Biserica ortodoxă, biserica ortodoxă odor, poți să pui strada bisericii, da, numai ca să faci delimitarea. Da, deci să fii diferit numele de celălalt, să nu fii la fel. Sau din asta. Aia este ușor. Biserica Cătăsorului, pui denumirea, că are un hram fiecare biserică. Bun, eu chem să reprezentat cu firme, deci dacă stabilim într-o zi, eu adaug o discuția. Să stabilim într-o zi să ne putem aduna cu tot timpul. Să ne spunem părerea asta. Chemăm și pe cei care se ocupă cu efectiv cu chestia asta și facem o masă rotundă aici în care să discutăm cu toții. Asta este apelul meu. Așa noi ne-am gândit la anumite denumiri. Când? Păi ziceți, luni. Luni la ora 10. La 1. La 1 ne vedem aici luni. Să discuții publică și pe site și așa. Poți să dea 30 de zile. Poate să vină. Da, cine interesat, cine poate, să nu... Acum, atunci... Strada asfaltată, să-i zicem. Și care nu-i? Strada asfaltată. Strada gropilor. Drumul plângerii. Domnule, mai avem un... Da, astea ar fi rugămintea. Deci, vă aștept luni la ora 1. Eu am să sunt și reprezentantul... firme cu care se ocupă cu rentul nostru de nivel de comună și să putem o discuții pe total. Ca să putem să o înaintăm către prefectură pentru aviz. Suntem la divers. Cine ia cuvântul la divers? Cine are ceva de spus la divers? Poftim domnul Dufes. Sunt singurul atât. Este o cadă. Da, trebuie către domnul primar. Nu începem. Când des începele lucrările la școala de cătău, respectiv acoperiș, geamuri și școala de geam. Da, dar drumul la certificatul de urbanism. Bănuiesc la acoperiș la recătău, doar sunteți pe reparații de investiții, că acolo e simplu. Ba, suntem pe investiții. De ce sunt așa, domnul primar, acolo? E posibil să modifice și șarpantul. Nu pot garanta eu. Chiar am fost întrebat și am zis, n-am cum să vă răspund eu dacă șarpanta este... de ajuns. Da, asta înseamnă că veți termina bănesc un iadă, ca să... Nu știu. Dacă... Eu v-am spus ce suntem, deja am demarat. De exemplu, în sala din casa de la familia Rata, va nu găsi un. E acolo șarpanta, e trăgată toată. Da, dați seama că copilașul ăla din clasa a doua, dacă vine o bucată de aia, te-am cu iadă în casa familiei. Deci, până nu se va întâmpla ceva, practic, cu un copil sau cu un cadru didactic, nu se va pune în aplicare. Ce... dacă vă amintiți... Domnul președinte, mergem așa, dialog? În ședința din 24 am discutat despre sumele pentru culte. Le-ați stabilit deja? Că a spus în ședința de astăzi, le veți prezenta? Nu. Când începeți balansarea pe uliți? Dar puteți să mă întrebați la urmă să-mi dați răspunsurile. În special există o problemă acolo în lagăr, nu știu dacă ați sezizat-o, e de ani buni, e vreo 3 ani de zile, în poarta numitului Ierculesi, săracul om, de câte ori plouă, este pur și simplu acolo, să spun așa, un mic lac. Omul nu poate să iasă de acolo. Așa, cu excavatorul putea să pune niște piatră, ce v-ați face și cu omul? Dacă ați intervenit în Bazga, pe ulița care ține de la Manulache, Luca, Vaciu, Maricica. Și când veți începe să dotați școlile cu calculatoare și cu ceea ce am discutat în ședința trecută? Vă mulțumesc! Domnul Creț, aveți cuvânt. Mare interes, în primul rând, situația trecerii de pietoni în intersecția Vasiva. Deja au venit oameni la mine care au spus că eu am lovit câini cu mașini, am folosit și o pistol. Mai știți de glumă și nasă? Nu, dar glumele astea exact cum am făcut eu lună. Nu, iese șase.
Gândirea este diferită de la unul la unul. M-ar mai interesa dacă cei ce au făcut acolo de la actor social, șansul ăla deasupra mea, fața lui Munteanu, l-au făcut cu acceptul cuiva sau s-au jucat acolo un pic. E vorba de șansul din fața lui Munteanu. Deci ultima apă care a venit, vă spun, cât nu m-a luat, am luat-o pe traseu, podul de la Munteanu este înfundat. Și o ia apa prin șosea și vine râs prin mine. Nu vreau să fiu răutăcios, dar chiar nu se poate face un șanț, nu se poate desfunda un pod, unde? În zona centrală. Mai mirăm de ce lumea este supărată și marea majoritate spun că nu prea se face nimic în comun. La subiect, domnul Crețu. Corect. Păi la subiect, pentru că suntem la divers. Încearcă să te abții. Am crezut că e un proiect ăsta. În fața primăriei, din nou au fost șanțuri. Vă rog frumos, domnul Costiuș. Acum vorbesc eu. Când vorbesc, mă tăi, eu îți promit că nu te întreb. Mi s-a promis că se face ceva, să desfundăm podul ăla. Doamne, am venit pe ultima ploaie, vă spun, era șanțul, se vedea că a trecut acolo un râu puternic de apă și a luat-o tot pe șosea. Nu știu, chiar nu se poate să rezolvăm nici în fața primăriei. Și în grei sfatul. Mulțumesc. Doamna, să se poate extinde traseul de podul de la Gheorghe de acolo până la noi la Condor. Sunt piste de 10 copii acolo, urșă mici. Nu avem numirea de 3 zile tot satul. Este acel tub la pompa de apă care zace acolo de geaba și l-a trebuit folosit dumneavoastră domnul Tufescu pe ulița de la deal, în bandă. Să luăm de acolo. Ca să duceam acolo. De ce este acolo? Doamne, nu știu de ce tu bagă. Nu trebuie să-i copiază. Asta s-au apăsit de ce? Că sunt interesant. Da? Domnul Domnul primar, cum dăm un la asfaltare unii Sătești? Cred că să și voluntar mă zgârii pe voi, nu știu de ce. Aia au început cu asta. Nu-i ochelea, doamne. Nu-i ochelea, doamne. Nu-i ochelea, doamne. Vine serialul la condice. Vrei serialul, doamne. Aia nu știi stă în asfalt. Atât am văzut. Domnul Budnar, avem dumneavoastră de. Grădinița de la Răcăteau, dacă... Am zis eu și grădiniță și școală și tot. Și de grădiniță? De asfalt, proiectul cu asfalt, vreau să spun de uliță. Auzim răspunsul domnului Pisteca. Referitorul din dumneavoastră. Primar. Domnul primar, aș vrea și eu. Poate data asta notați mai bine. Haideți să încadrăm fântâna aia de la biserică, da. Să acoperim. Poate până de hram. Referitor la șanțuri, poduri, podețe. Vorbim, din ploile, aceeași problemă. Apa e pe drumul principal, la podul de la Tinea, de la deal, dalele de pe râba respectivă au fost luate, au înfundat podul de mai jos. Chiar nu se poate face nimic. Deci stăm și ne uităm, așteptăm să vină ploaia și ieșim atunci și alergăm cum face să mai desfundăm câte un șanț. Așteptăm să ne ia asfaltul, ca asta o să întâmple la un moment dat până. Vorbim de acel proiect de să începem cu șanțurile din capătul satului, să ne apucăm, să facem, să chiar să dalăm șanțurile. Au existat promisiuni că se începe, că se face. Am ajuns deja la jumătatea anului, deja în luna iunie, chiar nu se întâmplă nimic. Dacă tot așa ni se spune că suntem răi, că suntem face numai panoramă, că nu venim cu nimic constructiv. Când venim și atragem atenția, tot nu-i bine. Ce ar trebui să facem? Oricum facem, nu e bine. Dacă
dacă cerem să fie cosit un șans sau astea, oamenii sunt, li se spune că numai din cauza lui Dămoc sunt scoși la treabă. În comuna asta tot ce se întâmplă, pentru orice se întâmplă, Dămoc este de vină. Cam la stadiul ăsta s-a ajuns, din păcate. Și o să fac o paralelă și o să fac o discuție cu... Pentru că tot s-a vorbit de legea 544. În octombrie am trecut, am depus o cerere la primărie pentru a vedea modul în care a fost angajat domnul Kenan Cristinel. E normal. Omul e angajat al primăriei, primește bani publici. E normal ca totul să fie public. Atât angajarea, atât programul dumnealui, ceea ce muncește în timpul orelor de muncă. Am avut surpriza ca săptămâna trecută să primesc o hârtie prin care am aflat că am fost cercetat penal pentru că am îndrăznit să fac această cerere. Pentru hărțuire. Deci, dacă un consilier local la Porgești are curajul să ceară niște lucruri normale, el este considerat hărțuit. Dar muncește pe acolo. Corect. Păi foarte bine. Și noi trebuie să aflăm ce muncește. Asta e. Deci nu se întâmplă nimic rău. Deci nu e. Tocmai de asta zic. S-a creat această impresie cum că eu aș avea ceva personal cu familia te. Dar de ce numai de el, dar atunci nu știu de ceilalți? Nimic mai fals. Nimic mai neadevărat. În urma acelei cereri, la prefectură a fost depusă o hârtie, o plângere anonimă din partea unor cetățeni ai comunei Corgești, un număr a căreia familia mea, magazinul părinților mei, a fost controlat de toate organele de stat. Nu s-a găsit nicio problemă. S-a mers prea departe. E mult prea departe. Dacă cineva crede că acest lucru ne sperie, ne intimidează, dimpotrivă, nu vrem decât corectitudine, transparență. Marea problemă este că cetățenii care muncesc în comuna asta, care poate ar vrea și ei să implice, când văd mizeria asta, automat stau deoparte. Și ăsta e cel mai mare lucru care se întâmplă în comuna Corgești în momentul ăsta, pentru că sunt oameni care muncesc cu adevărat, care ar putea să facă foarte multe pentru această comună, dar când văd modul în care s-a creat aici acest tis de scandal, aceste mizerii, cu amenințări, cu plângeri, de ce să te bagi în așa ceva? Eu nu o să renunț, din potrivă. Asta ca să înțeleagă toată lumea. Măsar în sus, să știi. Doar că atât vreau să înțeleagă toată lumea. Nu este un război personal cu nimeni. Este pur și simplu o normalitate care trebuie să petreacă în orice comunitate din România, inclusiv la Porgești, ca lucrurile să se desfășoare cu transparență, cu corectitudine, pentru că dacă nimeni nu are nimic de ascuns, chiar nu e nicio problemă. Dar la Porgești, din păcate, s-a mers prea departe. O să vă răspunde domnul primar. Mulțumesc. Domnul Duri, ai venit urmă. Ia. Domnul primar, clar că tu toți vorbești cu cămin, la Horgești are cămin, la noi aveți gând să mai faceți nouă și ăla. Școala, dar școala e cămin. Păi să fac aia. Dar la Horgești nu te-o făcut. Să face o masă pentru un decedat, ca cum a fost ulterior acum, a murit turcan ăla, un decedat, la sânge. Dar școală, și iarăși ploaia aia, n-ai unde să faci într-o curte, mai ales când e vremea aia. Hala cu roșii. Unde? Nu era văruit, nu era pregătit acolo. Nu, dar băieții nu au fost acasă, el a fost la adânc. Nu am căput, în grămădial acolo, trebuie să bagi două rânduri, tot are, vrem și noi, e o clădire acolo, de 12 metri de lungime, așa, cât o sală de asta, așa, bună țâmie.
Păi, să mai faci o cumătrie, o nuntă, dar e... Dar Gorgeaște unde are căminul Cotulac? Eu nu știu să mai... Dom'le, o fost cămin la fost în locul. Ei, dacă nu mai este, solicitați vreo locul. Dar nici nu a fost cămin Cotulac. Dar nu a fost făcut în primărie. Lasă, domnule, că eu am fost și la film aici. Dumneata, poate ești mai mic. Acum să am fost la film. Tărie tractorul ăla și l-a spus ce-ți plac. Am învărat de sărit. Eu am spus când are Gorgeaște. Deci, în expunerea lui s-a spus clar că Gorgeaște are cămin. Unde e căminul Gorgeaștelui? Unde e cămin? Hai, hai. Are cuvântul domnul Dudurica. Cere ceva Dudurică sau cere ceva, fiecare să-i cu gura. Cine o să-i cu gura? Dumnezeu, da, domnul. Dacă o spus în fază, trebuia să-i spun că nu este cămin cultural la Horgești. Când am fiut să fac o pompă cu ședința următoare... Cere și dumneata să facă cămin, domnul. Eu cer, asta e opțiunea mea, părerea mea. Crezi că asta e o prioritate, să cer cămin. Hai să fie, domnule, hai ca să strică în mâine. I-am să fac oameni să fac un pod acolo. Să nu spune că la Horgești este cămin, asta mă deranjează. Domnule, a fost la Consiliul Popular acolo vechi. Păi ia altceva, da. Păi ia altceva. A fost cărnia. Păi dumneata, dacă n-ai... O anexă acolo. Păi dacă n-ai fost cărnia, să nu vieți... Nu că a fost cărnia, să vieți cadrele cu joacă aici la Consiliul Popular. Ai... Ceri, ce aveți de cerut, domnul primar? Discutați. Dar degeaba ce scrie pe cont, pe domnul primar. Domnule, discutați cu domnul primar, dacă se poate, se poate, dacă nu, nu-i cazul sincer să mai... Brava anul ăsta. Din televizat, oamenii ăștia și-i dă bine. Limit, Piraș. Mai am la galerie, da. De mai e cineva, domnule, de mare, din discutat da, ceva. Domnul Dan, că aveți cuvântul. Domnule, eu propun să scoatem diversele astea, pentru că vorbim de ceva. Așa, corect. Să vorbim, dar vorbim de ceva, să nu se... Să zici că vorbim, dar nu. Eu nu cred că trebuie să... Noi cerem să facă oameni. Aminterea trebuie să vorbim numai pe subiecte și proiecte. Și așa nu mai spun nici noi probleme care se întâmplă în comună, că e de nevoie să vorbim și divers. E foarte bine că este. Iese, da. Domnul primar. El face și el ce poate. Și mătiți cu cămin cultural la Sohodo. Hai să ascultăm un pic, domnule. Stați un pic, dar nu știu. Lasă, domnule, că faci plala, faci dumneata la Vasion acolo. Facem. Domnul Dumnezeu. Hai că să ascultăm un pic domnul Bogdan. Vreau să spună și el ceva. Un an de zile am vorbit despre gunoi. Un an de zile am vorbit despre pupil. Și eu să continuă acum cu țarcuri. Exact cum am început... fostul primar, facem țarcuri din nou. Pă, oameni buni, domnul Gigel, ai zis de atâta timp, domnule, cât te ocupi de cubelele astea și aduci, că avem 500 de aduse, că facem. Nimic, n-ați făcut nimic, vă spun. Nu are voie. Din cauza asta, n-ai să mai pupi primăria. Vă spun eu, deschis. Nu mai pup primăria. Eu credeam că ești un pic mai isteț, că te implici, pui, bagi oamenii la, să muncească, nu să stea în primărie în fața Facebook-ului. Că sunt oameni care nu fac nimic ca oamenii, nu fac nici, iau bani, iau 50-60 de milioane și nu face nimic, bă. nimic. Domnul Bogdan, da. Acum la așteptăm pe domnul primar să-i dea răspuns așa în limita posibilității care are dintr-o acum, da. Pe întâlnire care am cerut câte ceva de la avem. Domnul Cubescu, deci am, la prima întrebare cu reabilitarea școală de am dăvut documentele la Consiliul Județean pentru azilul culturii de... Am stat pe eu, dar poate iată-mi domnul Cubescu. Pentru demararea proiectului, deci în primă fază, în socialul certificatul de urbanism. La Balastari, săptămâna asta, la grădinița. Stimați colegi, haideți să ascultăm ce spune primarul, dacă suntem... Definitiv am depus avizul pentru obținerea autorizată de construcții. Am fost întors pentru 5 metri, 155 de metri are grădinița respectivă, pentru cei 5 metri care depășesc 150, trebuie scenariul pentru foc. Cu camere, nu bine, niște... Și acum s-au reluat, suntem în... În... Vor să te ridic la 60 de știu. Asta știu. Cu altă problemă. Mă întorc chiar la lucrarea de la școala de la... Da. V-a sumat. E bine că v-a sumat. Normal. Problema este că... Să vedem ce facem cu oamenii aia din sat, când o să fie mulțumiți chiar de rău. Okay. Apropo de școala Răcătău, mă întorc. Iarăși la școala Răcătău. Bun. Acoperișul e pe... Dar geamurile se pot schimba. Sau și acolo trebuie proiect. Tot pentru bă, domnul, este orice intervenție. Domnul, reparații intrați acolo. Da, atunci nu mai prinde bani, repară școala, nu mai face primăria reparații. Păi cum se noi nu ne ocupăm cu reparații.
Deci primăria se ocupă cu investiții. Clădirea nu este clădirea moate, Horgeș. De acord cu dumneavoastră, orice reparație, de exemplu, vă dau un exemplu, de școala paralelist, școala Horgeș, n-au cerut un ban cu reparație, au făcut gard, au făcut tot ce lucru, au făcut... Acoperișul și... Acoperișul au făcut prin investiții noi, prin program de investiții, prin proiect de investiții. Poate ne-am întâlnit și eu după... Normal că ne întâlnim, doamne, că n-am de când să mor. Ok, mă rog. Mergem mai departe. Așa. Răspundeți-mi ce a spus. La balastare. Nu, la curte. De ce? După aia mergem la balastare. La? Eu am notat aici. Multe. Au depus cereri, așteptăm să vină cererile să le analizăm pe toate. Deci n-au depus decât 4 sau 5 cereri depuse până acum. Și noi am discutat cu legat, sunt cereri. Okay. Da, nu vreți să vine. Nu a venit, nu a alocat bani degeaba acolo care stau blocați și puteau fi folosiți în altă parte. Ce spun? Dom'le, da. Au s-au depus cereri, nu au venit, trebuie să-i dați un termen, cum am discutat. Okay. Au venit cu un număr de enoriaș la cerere. Da, exact. Așa am solicitat. Bun, revetor la balastare. Săptămâna asta s-a încheiat contractul de balastare, începând cu 1 iunie, deci nu că 1 iunie, că e sâmbătă, n-are cum. Începând de săptămâna viitoare, după începe... balastarea pe drumurile comune. Tot aici, Pietru, la balastare. Mă mai opresc, da. Mai amintit ceva. Da. Ce ați făcut cu tractorul ăla și cu remorcă? L-ați mai început să faceți documentația, să-l achiziționați? Nu trebuie să facem nicio documentație, suntem la primirea de oferte. Deci după ce ne-ați mandatat, noi primim oferte, da. Să găsim, încă primim oferte, pentru că am găsit, de exemplu, stați un pic. De ce vă mă cezat? Nu mă gândesc. Așa. Și o să venim cu proiect de hotărâri de a lua bani din fondul de rulment pentru a achiziționa. Dar până nu ne hotărâm asupra, am găsit, de exemplu, ceva la jumătate de preț. După aia nu aveam partea cealaltă, stai un pic, omule, că nu se poate așa. Am găsit la 63 de milioane de sau 60 de milioane, 60 de mii de euro și am găsit undeva la 40. Pe care am vrea să o luăm? Adică să o luăm pe asta la altă, suntem în discuții. Gândim cât și când da. Tot aici, că suntem tot la balastarea, da. Aveți de gând mai întâi să verificați și să vedeți în ce zone trebuie să... Doamna viceprimar să vă ocupa de problema asta. Trebuie, poate să răspund dumneavoastră dacă dorești. Nu, eu vă răspund. Înainte de a ne apuca, vom face necesarul acolo unde trebuie. Ai 5 mașini, 4 mașini, 2 mașini. Eu vreau să-mi duc ideea până la capăt. Da, aveți de gând să identificați zonele unde într-adevăr trebuie să făcute șanse? Nu. Aveți idei că, sau să vedeți că cumva sunt uliți care băienile au acoperit șanțul și au acoperit șanțul și au acoperit și drumul și am mai rămas din drumul ăla aproximativ un metru și punem balast doar pe un metru de drum, când dacă tăiem burenii descoperim că drumul respectiv are în jur de 3-4 metri, v-ați gândit să mergeți întâi să faceți o curățenie? Deci încă o dată am revenit. Deci pentru identificarea... Așa, domnul primar? Va merge doamna viceprimar. Întrebare, se va întâmpla așa? V-am spus, va merge doamna viceprimar, de cât ori trebuie să vă răspund. Garantați doamna vice că așa se va face? Ok, vă mulțumesc. Mergem mai departe, domnule. Dacă întreabă toți așa, domnule, mai departe. Noi trebuie să mai stăm două ori să termin. La unul, dragi. Celălalt sunt două, trei întrebări. Haideți deci, la vărul, la fel. Nu trebuie să puteți să plecați. Nu vorba de plecare, nu, dar eu ziceci așa, fiecare... Atenție. Automat, pentru că vorba de plecare. Fiecare pe. Ai un cuvânt, dar ai mare două. Ai avut cuvânt, ce ai spus cuvânt. Referitor la lagăr. Mare două întrebări și gata. Hai, referitor la lagăr, se va balasta în momentul respectiv, e aceeași situație. Va veni, va identifica necesarul de ce trebuie acolo și va veni cu balastare. Ok. Ulița la Manolache, noi am intervenit deja acolo. Așa. Atât că s-au putut și ni s-au permis, urmează să venim cu balastare. Da, acolo arată foarte bine. Trebuie să recunoaște doamna Vici. Balastare și plouă, se... Trebuie să recunoaște doamna Vici că de 3 ani și mergem pe 4 ani de să suntem votați, acolo nu s-a balastat niciodată. Recunoaște sau nu? Da, nu s-a balastat niciodată. Pe Călin, da. Sunt și câțiva oameni. Acolo votează și ei merge și ei acolo mic atenție. Bun, dotarea școlilor. În cel mai scurt timp, eu am și o adresă. Eu întotdeauna încerc să reușesc cu banii cât mai puțin posibil. Eu sper în vacanța asta și în toamnă să va fi cel puțin 15 calculatoare, am înlăturat. Calculatoare la ambele școli. Din bani puțin, vă căutați să găsiți niște calculatoare care să pot fi folosite copiilor. Am înțeles. Bun. Domnul Prietu. Vă mulțumesc. Domnul Prietu, păi numai, s-a terminat aici. Domnul Prietu. Situația trecerii de pietoni. Da, noi v-am spus, este sub jurisdicția Consiliului Județean. Mai am încetat la domnul Prietu. Păi filmat domnul Budnaru pe camera, acolo vă trebuie și camere. Așa. Dumnealor stabilesc dacă este necesar înființarea unei treceri de pietoni. Dar nu era obligat să vă dea un răspuns? A, da, nu l-a dat încă.
șanțul de la Munteanu. Nu știu, eu n-am văzut. Eu sincer, trec în fiecare zi, podul Munteanu nu l-am văzut astupat. Nu l-am văzut. Domnul, da, pe nu știu. E vorba de podul între fostul CAT. A, în partea cealaltă. A, eu am zis, nu, am zis de aici. Da. Nu, nu, domnul, ei, domnul Cătine. Înțeles, nu te-ai întrebat. Nu, eu am spus Munteanu... Sunt el să vrea să deșerpe, da. Bine, noi să verificăm și o să vedem despre ce vor. Făcută lucrare, ca lumea. În fața primăriei, podul este desfundat. Apa vine pe sus. M-a ascultat un pic. Ceea ce, ceea ce este la ora actuală și ceea ce vedeți dumneavoastră, șantul respectiv, este apa care vine dinspre fostul sediu de APU-ului. E vorba de o rigoră simplă care trebuie să o facem. Nu costă mult. Zice dumneavoastră. Da, zic eu. Ok. Noi să luăm, să vedem cât ne-a costat. Extinderea traseului la microbuz. Care el era apa să mai la situația asta trebuie discutat cu programul este la limită. Din câte știu eu. Din câte știu eu. Deci programul este la limită. În situația asta te-am spus, trebuie discutat cu domnul director. Dacă are ceva... La sesiune stabilit de Consiliul de Administrație al Unității Școlare, are dreptate domnul primar, este un microbus care deservește două localități care sunt la distanțe destul de mari, ținând cont că de la podul ăla și până jos unde vine microbusul aproximativ 50-100 de metri, chiar se poate plasa copiii până acolo. Până e o mașină care e pe cale de a muri. Da, noi am solicitat, dar așteptăm încă un microbuz nou. Microbuz nou și mai mare, va fi jale acolo. Da. Eu v-am spus, e la limită. Programul, eu vă spun că am fost la Consiliul de Administrație și e la limită, stabilit cu... Deja la minut. Aduce la 8%. Deci dacă se întârzi așa, se face fărează tot programul. Copii de la galerie, ca să știți și dumneavoastră, programul se termină undeva la ora 12 fără ceva. Noi, învățătorii, suntem forțați să stăm cu acești copii, pentru că vine microbuzul și ridică săracii copii pe la 12 și jumătate și ajunge copil de clasa 1, de clasa 2, undeva pe la 1 și a 4, foarte obosit. Și mai vrem de la aici ceva a doua zi. Dar și-au mai spus ce de acolo părinte copii, că nu-i aduce pe când de fiecare dată, nu-i duce până la pod acolo. Da, păi am să nu se încadrează cu doamna. Nu se încadrează. Orice 10 minute pierduti, de nu se poate încadrează. Care mai stă și mai așteaptă încă 10 minute. Am zis că facem, dacă aducem, dacă noi am făcut numai adresă și am trimis pentru o echizionare a unui microbus nou, da. Să așteptăm. Fără luna public. Mai puțin chestia asta, mă suna cineva din galerie și spune, domn primar, dar stăm de o săptămână, stăm fără lumina public. Un piculeț. Domnul Codreanu, eu, de primul loc, dumneavoastră, n-ar zice. Băi, suni, ai numărul meu, ai numărul lui doamna viceprimar. Nu stăm o săptămână și sunăm după o săptămână și spunem, da, domne, că nu-i lumină. A făcut domnul Cristi, noi luați legătura cu noi. Nu, acolo a fost... A fost o, nu știm despre ce vorba. Cei de la EON, că trebuie trebuie să intervenim. Trebuie intervenit un pic și la timp. Am intervenit deja la timp, dacă ați văzut, am intervenit. Problema este, v-am spus, trebuie să ne anunțați, că n-avem de unde să știm toate, nu merge iluminatul o săptămână și pe aia ne reproșați că nu merge de o săptămână. N-avem de unde să știm noi. Tubul de la fântână, de la acolo, de la bazga. Noi să ne interesăm dacă ia drumul lor de țieri. Deci nu ne credem că am mai făcut eu o minunie. M-am dus la ANIF și m-am dus și am dus tubul înapoi. L-am luat de acolo și l-am dus înapoi că luase foc. Toți dacă nu ajunge, știe toată lumea. Și m-am dus și l-am pus înapoi. Așa? Referitor la asfaltare drumul comunal, într-adevăr. Din ceea ce se discută... Din ce se discută ar fi un PNDL 3. Deci eu, dacă se deschide PNDL 3, îl depunem înapoi. Și pentru ceea ce vedeți dumneavoastră, la Gioseni este PNDL 2, a aprobat drumul, cum s-au aprobat nou, cele două obiective, dar a aprobat asfaltarea drumul comunal. Grânița la Răcătău am răspuns, domnul Putnaru, dacă ați fost atent, am răspuns și domnul Fescu, a fost aceeași. Fântâna de la Biserica Catolică, de obicei nu fac promisiuni, ar trebui să discutăm chestia asta și să o vedem. Îmi asum chestia asta, nu promit, îmi asum că la data de 15 august va fi îngrădită și acoperită. Oricum, nu mi-a răspuns pentru școli de la tot.
V-am întrebat și la Recea dacă faceți ceva cu centrala. Păi și la Recea. Păi același lucru, expertiză, acolo trebuie făcută expertiză la Recea. Pentru centrală. Domnul Costel, nu există clădirea aia care... Domnul meu, n-ați înțeles, expertiză trebuie, a clădirii. Ați înțeles? Vin cu 20-30 de milioane de acasă și o fac exact cum e, din buzunar. Domnule, am spus, aia lipire în altă parte, aia pa, sănătate cu ea. Domnule, aia proiectantul, și lemn și tot, are câțiva bolțari ridicat. Proiectantul o să vină la fața locului și o să dea o părere. Proiectantul, cum îi cere primarul și conducerea, primăria. Am înțeles, domnule meu. Nu mi-a mai faci pe locul ăsta. Așa. Vreau în partea cealaltă, ceva nou. Așa, partea cealaltă. Dar discutăm cu doar o să fiți acolo. Face cu religiile alea putrezii de toate. Așa. Șanturi, podeții, poduri și podeții. La domnul Dămor. Am notat, eu așa am notat. Într-adevăr, noi am... În urma discuțiilor avute de luna trecută, conducerea primăriei a luat... am trimis către cetățenii din Comuna Horgești înștiințări pentru desfundare de șanturi, podeții și... a spațiilor din fața porților. Vreau să vă spun că am întâlnit destule reacții, diferite reacții. S-a văzut și unii s-a început, dar s-a văzut unii nu s-a început. Sunt care s-au făcut și șanturi, sunt și care nu au tăiat nici buruienile românește. O să continuăm asupra acestui aspect. Nu știu cine le transmite sau nu știu cum să spun eu, formator de opinii, n-aș vrea să fie așa, la să nu mai face șanturi, că și așa vine asfaltul și să faci... Nu, domnul, nu are nicio legătură, nu cred că o zis nimeni chestia asta, nu, șanturi din fața porții, trebuie să-l facem șanturi, că asta e situația, să curgă apa. Eu așa zic, dacă are cineva altceva de spus, eu vă spun, șanturile trebuie făcute și costă buruiana din fața porții. Dacă nici buruiana din fața porții nu ți-o costă, înseamnă că eu ce să zic. Să trecem amendă, să-i dăm amendă și sau să mergem noi și cu o să buream. Dar aici e problema persoanelor care nu au puterea fizică să le facă. Eu gândesc la asta s-au referit informatorii. Cel care a pus întrebarea. Păi acolo parcă avem un proiect de hotărâri că e obligația persoanelor ajutor social să facă. Așa este. La persoanele vârste și care ne puteți în bază. O să ne puteți acolo. Sunt oameni care nu pot să vină nici drag de acolo. Aici e problema. Toate satele sunt. Uite, poate interveni. Adică variante se găsesc. Poate interveni autoritatea locală acolo unde, într-adevăr, oamenii nu pot. Domnul Dudrică, cămin cultural. Da, o să facem, dacă considerați că e necesar, eu ziceam că primul fază, la, dacă PNDL 3 se deschide, să venim cu un proiect, cu un proiect nou pentru construirea unui dispensar medical acolo. Dacă zice și cu cămin cultural, să găsim, dar ideea este de identificare a terenului. V-am mai spus, eu în primul fază, v-am mai discutat chestia asta, am discutat cu pământul de la, s-am mai discutat cu terenul de la Valuță, de la Boboc. Ei l-au vândut, dar la scorurile care erau, nici nu luam niciodată. Eu, cel puțin, că doamne fiu mai, n-am să iau niciodată. Dar dacă se face școala în omul și se dă în locul școlii acolo, toate mai... Asta vreau să spun, locul școlii, dar trebuie să facem școala nouă, n-avem cum să, până nu facem, deci suntem legați unii de ceilalți. Asta, păi așa zicem și noi. Domnul Dancă, nu știu ce a zis, dumneavoastră a zis că să nu mai avem puncturi diversi. Veniți cu propuneri, spuneți la vot. Nu, a zis-o ironic, domnul Dancă. Am înțeles eu ghilimelele, domnul Dancă. Dar dacă s-o ține dumneavoastră, îl puneți, eu tot glumim. Să puneți la vot dacă domnii consilieri sunt de acord? Nu. Domnul Bogdan, cu pubelele. Da, discutăm de 3 ani de zile, nu de 2. De când am intrat, cred că s-au mai discutat încă vreo 3 ani înainte. Tare mi-e frică că o să discutăm tot anul despre problema asta și tot nu vom avea pubele. Păi da, atunci nu lua bani domnul primar la fiecare persoană. Bun, revin asupra problemei. Atunci. Bun, problema este într-adevăr, sunt cele 500 de pubele, sunt și acum în magazin. 10 oameni dat în judecată primăria și să vedeți cum se face după aia. Ok. Că plătești, deci eu plătesc, anual am plătit. N-am avut posibilitatea să duc, nu o să duc de la cimitir până la biserică.
Ok. Bun. Găsesc 10 oameni, dăm o judecată. Foarte bine, da, aveam doar dreptul. Eu n-am oprit pe nimeni să facă chestia. Nu vreau să ajung acolo. Și ca să încheiem, ca o pe ton ironic, n-am pupat primăria nici acum 3 ani când am devenit primar, nici n-am topup nici pe anul viitor sau pe 5 ani, când o, nu o să mai fiu primar. Deci n-am pupat primăria. Dumneavoastră, dacă ați făcut în momentul când ați fost primar, nu e problema dumneavoastră. Haideți să alegem. Două secunde. Să înțeleg că oficial ne-ați anunțat cu un moment. Deci mi-a promis domnul primar. Dumneavoastră, dați-ați un pic. Dați domnul Dămoc. O rugăminte în Consiliu. Nu mai purtați dumneavoastră ce fac eu. Știți cine moare de grijă altuia? Câinele moare de drum lung. Dumneavoastră stați concluzii că mă duc la PSD, dumneavoastră faceți la scenă și apucați-vă de fine, domnul meu. Nu, e singurul care se victimizează. Deci, domnul meu, apucați-vă de fine. Acum gata, că dacă am zis că nu mai puc, gata, nu mai candidat. Am zis eu așa, de ce trageți concluzii de genul ăsta? Dacă ați spus sigur că nu o să mai fiți primar? Nu, am zis că nu o să mai pup, nici când nu o să mai fiu primar, nici la anul, nici peste 5 ani, nu o să pup primăria, că așa cum n-am pupat-o nici când am devenit primar. Asta am spus. Poate ne spune și pe ea, dumneavoastră, de ce vă mai votat doar 58 procente? Hai să terminăm. Dumneavoastră vă ocupați cu treaba asta. Dumneavoastră vă ocupați cu treaba asta. Un primar care ia 58 de voturi. Da, știi, demisia? Legătura cu starea. Acum este domn primar, nu știu în ce constă câte cantitate de balaj și câte ore și cu grederul. O să iau exact situația și chiar vă rog, veniți și cu problema dumneavoastră la nota, dacă mai zice, că de cantitatea clar că nu o să fie de ajuns pentru noi. Nu știu, eu discut aici despre șanțuri, când am spus despre șanțuri, discut despre partea că ce ține de domeniul public, unite șanțe se făcut de la viață până la vale și trebuie un pic reînnoit. Da. Pentru că el are deja 3 ani și sunt... Și ploile este la noi acolo și unde vin tot mai de sus, ca să te duci în bază, unii vin, așa apa, și orice bantă, bantă este bantă. Nu, nu trebuie fost, mai fi un pic șanță. Domnul Vescu, șanțul și nevoie toate comunii, nu numai la noi. Este tot, nu, eu nu mai refer. Deci nu e un președinte, vă grăbiți? Așa, nu mă grăbiți. Deci președintele. Haideți, domnul consilier. Faceți o propunere pentru nouul președinte pentru luna viitoare, pentru următoarele 3 luni. Cine n-a mai fost? Eu fac o propunere, Osimon. Propun, domnul Dudulică. Eu propun pe domnul fost secretar. Nu e o lege pe nicăieri, că n-ar trebui să mai fie. Să punem la vot. Ne arătați ceva, că aveți un document, că n-aveți voie să mai fiți. Da, nu, n-am pus. Vreau să mergeți prin propunerea mea, domnule. Vă rog, dacă vreți. Eu am propus pe domnul Pitică Costică. Cine e de acord cu el? Da, începem cu prima propunere a doamnei, asta e corect. Ea a fost prima propunere, nu? Doamna, cine a propus? Prima propunere, mai întâi, nu a doua. Așa e corect, nu? Da. Păi, o dai pe după ce. Voturi pentru. Pentru cine, domnul secretar? Pentru domnul Dudulică. Asta spune. Asta spune, domnule, de acord. Uite, m-a sumărit sala. Hai să pleci cu un gust amar de acolo. Pentru domnul Costică Mitică, poate avem 12. Dar voi ești de S-a mai văzut? Nu. Da, aveți dreptate. Vă mulțumim pentru participare. Poftă bună și o noapte frumoasă. Da, ne vedem luni. La ora 1 ne